E momentul potrivit să începem să promovăm ideea de Timișoara Capitală Culturală Europeană. Sigur că e doar un prim pas și că alți pași mult mai importanți decât ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul European urmează a fi făcuți. Și aici la Bruxelles, și la București, și în Timișoara și în general legat de orice acțiune care ne poate mări șansele ca atunci când România va primi, sperăm noi, 2020, șansa de a desemna o capitală culturală, acea capitală culturală pentru Uniunea Europeană să fie Timișoara. E un moment în care, pe de o parte, începem să promovăm în Parlamentul European această idee și ideea de Timișoara. În același timp, vrem să folosim această oportunitate de a ne întâlni cu parlamentari din Comisia de Cultură, dar și cu reprezentanții Comisiei Europene și alți oameni implicați în aceste procese de desemnare a capitalelor culturale europene, să strângem cât mai multe informații legate de așteptările celor care iau decizii față de orașele candidate, pentru ca, într-un timp relativ scurt, să putem să avem la punct cea mai bună strategie ca să reușim pentru 2020. Este esențial, consider eu, să se vorbească despre Timișoara și să se vorbească concret despre acest proiect, Timișoara Capitală Culturală Europeană, pentru că nu este ușor să ajungi să fii investit cu încrederea de a deveni așa ceva. Este foarte bine că reprezentanți ai celor mai importante instituții europene, Parlamentul European, Comisia Europeană vor participa la dezbaterea organizată de noi și desigur că vor avea o sensibilitate la proiectul nostru încă de pe acum. Desigur, este foarte important să acționăm la nivel național și să facem lobby absolut pe toate coordonatele, dar trebuie să conștientizăm că numai cu lobby nu vom putea realiza nimic. Este important în primul și în primul rând să avem proiecte credibile, să avem proiecte serioase, proiecte consistente, demne de ceea ce se cheamă Capitală Culturală Europeană. Toate experiențele celorlalte orașe europene care au avut onoarea să fie capitale culturale ale Europei, inclusiv experiența Sibiului, arată că o astfel de calitate este extrem de benefică. Practic, pentru fiecare euro investit, se câștigă 10 euro, cam așa stau socotelile și, dincolo de acest aspect pur de ordin economic, financiar, este esențial că îți dobândești o notorietate, o cunoaștere, practic, mult mai bună la scară europeană și la scară mondială în general, ceea ce este premiză mai bună pentru atragerea de investiții în perioada următoare. Este important, în primul rând, pentru că, iată, europarlamentarii români răspund pozitiv și își fac treaba pentru a susține interesele României, de data asta interesele Timișoarei. Și am venit aici, pe diverse domenii, pentru a prezenta niște aturi pe care le are Timișoara în acest proiect de a deveni capitală culturală, cândva după anul 2019, pentru că până atunci s-au stabilit deja țările, încă nu se știe când va intra România în competiție. Important este să fim pregătiți și să facem pașii care sunt necesari atât în ceea ce înseamnă lobby-ul extern, evident și lobby intern, dar și ceea ce înseamnă proiectele care vor trebui corelate pe domeniul acesta al culturii. Și nu numai, ci și al domeniilor conexe culturii, pentru că a fi capitală culturală europeană nu înseamnă doar cultură, înseamnă și multe alte lucruri conexe, cum ziceam. E important că acum câteva zile la Timișoara s-au pus bazele unei asociații care va gestiona această problemă a candidaturii noastre. E implicată foarte bine societatea civilă și sigur că autoritățile care au lansat de fapt ideea acum un an vor fi alături, pentru că e foarte important ca toată societatea timișoreană să susțină acest demers. First of all, we don't know yet what will happen after 2019 with the City of Culture. Until 2019, everything is fixed. We know the cities. I have just created a new idea for the year of 2014, because it is 100 years after the First World War. I wanted to give at least an input to Bosnia, which means to make Sarajevo exceptionally a third city of culture, because that deserves at least another approach than the political one, because it's really a mess in Bosnia-Herzegovina, and if you don't come start via culture and via education, that we lose the future, so I think. So it is another, that is an exceptional meaning for 2014.
In the beginning of 2012, we will start with the discussion on the future of the city of culture. For sure, we will keep it. But in which way, we don't know yet. If we will have one city a year, I think it will not be good. Because if we have only one city a year, it takes generations that each country will become at least a city of culture. We are 27, then we will be 28 with Croatia, so I think it will take too long time. So we have to think what will happen. Will we have two as we had now because of the enlargement? I don't know. I cannot tell you anything on the future. We will get it only at the beginning of next year, the ideas, and then we will discuss it. But for sure, I think, first of all, we will keep it. Second, it cannot be only one city, because I told it to. And therefore, to have the vision and the utopia to have 2020 Timișoara, it's nice. You should work for it. But if it is sure, it's not sure. Nothing is sure. I will be on Friday in Belgrade on behalf of other conferences, but there everybody is asking for 2020 Belgrade. So they even not member yet, so I think I can understand. And I think it creates a lot of movement, a lot of interesting ideas coming to be worked out in the city, in all fields. So it gives an input. It's necessary to have these inputs in the cities, to have a goal, an objective to fight for and to go forward. But first of all, you cannot assure anybody that it will happen in 2020. În mod evident, mediul de afaceri din Timișoara va juca un rol foarte important în tot ceea ce înseamnă eforturile de a crea o susținere pentru ideea de Timișoara Capitală Culturală pentru 2020. Mai este prezent aici un alt reprezentant important al mediului de afaceri din Timișoara, domnul Emil Cristescu, președinte al Bega Group. Acum însă îi dau cuvântul și pe care la discuții, dacă va dori să intervină, îl invit cu cea mai mare plăcere să intervină. Acum aș vrea să o invit pe doamna Rosa Maria Fontunun Hohenstein. She's member of Cult Committee, she's member also of IMCO Committee. We all tend to complain about our lives and how miserable it is, and we all have our complexes, let's share it, and we think we are worse than the rest of the world, especially us from the East and new member states, etc., etc. And here in this process, we must first convince ourselves we really are somebody and we have something to contribute. And we are multinational. We are Europeans from the cradle, genetical Europeans. Look at my very Polish name, Tun, my neighbor's very Romanian name, Neumann. You know, this. And this all is reflected in our complex, and this all is reflected in our rich and complex cultures in the cities from which we come. And we have to convince first ourselves how excellent and wonderful we are. And once we love we say in Polish, mała ojczyzna, that means small homeland. Once we really know well our homeland, we feel well in it, we know the value of it, we feel very well rooted in it, we know the history and language, we use this language in a beautiful way. We like the food, climate, plants, and architecture and history of architecture, and we are proud of the economic development and new technologies. Then we really become good Europeans, because that's what Europe is. This is this diversity that combines all possible places. But we have really to develop and be able to show those places. This we can only do when we realize what value we present ourselves. And Timișoara has a lot to present. This was the pride of the citizens of Wrocław, made them the capital of culture. But why this pride? This is not in order to say you all nasty, weak, whatever, and we are good. Once you feel well at home, you are able to open to the others. Those people who are you surely hear this debate back home, as which I hear also back home. Isn't our identity threatened by the others?
Once we know that our Temeshvars are the best place on the earth, we are not threatened by the others. We tend to invite them. We want to know more about them. We want to have a bigger unity than only our district, our region, our home country, the state in which we live. We want to have a bigger unit like Europe, because we all realize, and once we look at the pictures from Temeshvar and we talk about Temeshvar, also history as the recent technological developments, we realize that it's there where different people meet, the civilization makes a real progress. Orașul Timișoara e situat la 150 de kilometri de Belgrad, la 90 de kilometri de Szeged, 250 de kilometri de Budapesta și 550 de kilometri de Viena. E un oraș profund european prin moștenirile multi și interculturale pe care le are. E un oraș care nu are probleme dicotomice, de gândire dicotomică. Ca unul care mă ocup de probleme de structura gândirii politice și de concepte fundamentale politice, pot să vă spun că în anumite zone e o problemă în ceea ce privește relația cu celălalt, pe care o amintea doamna Thun. În altele însă nu există datorită tradițiilor. Tradițiile acestea multiculturale de coabitare a unor culte, cum ar fi cel catolic, cel ortodox, greco-catolic, reformato-calvin, evanghelico-luteran, mozaic și până la un moment dat chiar musulman în interiorul Timișoarei, dar și a regiunii Banat, fără să fie existat conflicte între aceste grupe confesionale, acesta este un atu formidabil pe care îl are orașul. Trebuie să vă mai spun că, din punct de vedere istoric, are o moștenire care vine din secolul al XVIII-lea. In France, my country, we have a certain experience of European capital of culture, because we have four cities which were granted with this title since its creation: Paris, Avignon, Lille and Marseille. Let me say that it's always an incredible experience. As you all know, the main objective of this politic is to promote and celebrate cultural diversity, intercultural dialogue, and to provide a space where multicultural understanding between European citizens could grow in harmony. But I want to say that it works, it's true. With all the events that the city can organize in 12 months, but year after year, what we call now ECOSI, European Capital for Culture, have also become a great opportunity to regenerate city, to boost their creativity and to improve their image. As a member of the Culture Committee, but also as an economist, member of the internal committee like my friend Christian and like Rosa, I can say that the recognition of the role that culture can play in a city can be a strong catalyst for its economic regeneration, for instance, for promoting tourism, contributing to the emergence of new economic activities, linking creativity to innovation as a tool for social and territorial cohesion. At this step, the question is easy, is to know if Timișoara is a good candidate for this competition, and the answer is easy to give. Yes, of course, yes. But as Doris Pack just said, it's a very hard competition, and we know that. Am venit, sigur, din două motive. Să-l susțin pe prietenul meu, Cristi, în acest demers, dar în primul și în primul rând, pentru că fiind timișoreancă și chiar vreau cu sufletul să sprijin și să vedem dus la bun sfârșit, să vedem această inițiativă dusă la bun sfârșit, în ciuda sau chiar și încălcând disciplina de partid, pentru că, după cum știți, și Iașul și-a depus candidatura ca oraș cultural european cu sprijinul PSD și a colegilor mei. Colegul meu Cătălin Ivan a făcut și va face probabil demersuri aici la Parlamentul European împreună cu colegii mei socialiști. Trebuie să anunț aici că am venit astăzi și împreună cu Cristi
voi sprijini candidatura Timișoarei fără nicio rezervă, da. Am avut marele noroc să trăiesc primii 25 de ani, chiar deja pot să spun primii 25 de ani din viață, la Timișoara, ceea ce m-a împiedicat, din fericire, să dobândesc obiceiurile bucureștene. Dacă la un moment dat nu era la modă să spui că ești din provincie, eu spuneam că sunt din Timișoara, acum nu mai e la modă să spui că ești din București, pentru că nu-i deloc o mândrie. Și faptul că Bucureștiul nu și-a depus candidatura, trebuie să ne ridice niște semne de întrebare. Mulțumim mult, Daciana. Sigur că sper să nu există consecințe că încalci disciplina de partid. Sunt convins însă că și colegii social-democrați din Timișoara vor susține această candidatură și sigur că până la urmă aici va conta mai puțin afilierea politică, cât mai ales apartenența la un oraș sau altul din România. E normal să ne așteptăm ca și alte orașe din România să își facă lobby, să încerce să își promoveze orașul. Noi avem însă acest obiectiv important de a promova candidatura Timișoarei. Salut prezența în sală a domnului Morten Løkkegaard, este vicepreședinte al Comisiei de Cultură. O să-i dau cuvântul puțin mai târziu, suntem puțin în întârziere, dar nu o să vă ținem foarte mult. Și sigur, cu mare drag al colegei mele, Ramona Mănescu, deputat liberal, membru al Comisiei de Cultură din Parlamentul European. Dar acum, conform programului, o invit pe doamna Lia Lucia Epure, directorul ziarului Ziua de Vest. Am, așa cum spunea Cristi, o poziție duală. Aș vrea să am o abordare concisă privind prima perspectivă pe care o reprezint, perspectiva mediatică, și nu sunt aici singură, sunt foarte mulți colegi din presa regională din Timișoara, presă care, din punct de vedere al cantității, al numărului de organizații media, era după Revoluție imediat reprezentată de 37 de publicații locale și regionale. În 2008 am rămas 14 și era o cifră impresionantă și acum, din păcate, suntem doar 4. Mă refer doar la publicațiile scrise, printate. Nu fac aici enumerarea numeroaselor site-uri, bloguri care au activitate foarte intensă, în creștere, și a rămas constant numărul televiziunilor locale. De ce spun acest lucru și de ce am făcut acest enunț cu o logică? Logica se referă la acea parte de cultură care ne reprezintă pe noi. Activitatea mediatică este o parte a culturii și nu o putem ignora. Și pentru că Daciana Sârbu mi-a ridicat o minge interesantă la fileu, aș vrea să subliniez faptul că în Timișoara există o cultură a comportamentului mediatic, reflectată în calitatea limbajului, și că agresivitatea la care nu putem renunța, pentru că e profesia noastră și unii o facem de 20 de ani, se referă la enunțuri, la probleme și la acțiuni. Limbajul nostru, mai ales în relațiile noastre interumane, interculturale, repet, o cultură a limbajului mediatic, se vede în expresivitatea textelor noastre și a mesajelor noastre. Nu am ajuns în situații conflictuale mediatice între organizații media, așa cum s-a întâmplat în alte orașe, și mă opresc aici. Deci e un motiv de a ne mândri și de a susține acest proiect noi toți împreună, mai ales că în acest moment, deși există o criză economică care ne afectează pe toți, în egală măsură, mă refer la componenta economică a activității mediatice, există o creștere a activității jurnalismului cultural. Există emisiuni culturale foarte bine evidențiate pe toate canalele de televiziune locale și regionale. Există rubrici pentru jurnalismul cultural în toate publicațiile pe care le reprezentăm. Or, acest lucru cred că poate fi o notă demnă de a fi atașată unui program cultural mai larg, care să ne descrie pe noi ca oameni, ca și comunitate. Cealaltă componentă pe care o reprezint astăzi aici este componenta cluburilor de servicii sociale. Există în Timișoara, de la începutul anului 2011, o alianță a cluburilor de servicii sociale Rotary. În această oră suntem 4 cluburi Rotary și 3 cluburi Lions, extrem de active în proiectul Timișoara Capitală Culturală, ținând cont că în aceste cluburi sunt
prezente și active persoane care au atât o expresie în administrația publică, sunt oameni care sunt factori decidenți în administrația locală, cadre didactice universitare, medici, scritori, jurnaliști și așa mai departe. Cluburile Rotary sunt decise ca prin rețeaua de network creată la nivel european, odată prin orașele cu care Timișoara este înfrățită, Karlsruhe, Szeged, Novi Sad, Adi Orza mă poate ajuta, sunt aproape 20 de orașe din Europa, suntem hotărâți ca pe această rețea de orașe înfrățite să ținem legătura și să exprimăm mai vizibil legătura cu acele cluburi Rotary care sunt din acele orașe pentru susținere. E adevărat că doamna Doris Pac ne-a spus niște lucruri pe care teoretic le cam știam din materialele documentare despre proiectele privitoare la capitale culturale. Știm că este un pic de vreme, dar am vorbit un pic mai devreme despre asta, dar aș vrea să fie auzit și aici la nivelul acestei întâlniri. Noi avem două competiții, două bătălii de dus și când vrei să fii campion, trebuie să te antrenezi mulți ani. Fie că vom fi în 2020 capitală culturală, fie că vom fi în 2021, noi vrem să ne antrenăm. Avem o competiție internă cu orașe candidate, cum sunt Iașu, Clujul și poate altele, și avem o competiție externă. La această oră, din toate documentarele pe care le-am găsit de la Comisia Europeană, se pare că vom candida alături de Croația și Islanda. Dar cum toate lucrurile sunt încă într-o retorică, cu niște semne de întrebare la care nu putem răspunde matematic, nu avem decât să muncim unii alături de ceilalți ca să obținem acest succes. It's true, I'm coming from Denmark and in this very moment we in Denmark actually also are working on the preparations for the European City of Culture for the 2017. Where my own constituency, Aarhus, it's named, also will apply for the honor. It cannot be questioned, I think, that being named one of the European capitals of culture is indeed an important and valuable achievement and a great honor. In the committee, we are following these capitals, I think, pretty closely. Just a few weeks ago, a delegation were actually visiting Turku and Tallinn in Finland and Estonia, just to see how they are working on things at the moment. Almost half through the year, where they have the honor. It was a very great opportunity for us to see just how. How engaged and vital these cities are actually developing and working with this big task. We had a chance to see with our own eyes the benefits of being named a European capital of culture, and how the culture of the city is being nourished through combining cultural experiences and joining Europeans in a common cultural framework. In my view, and as from what we saw in Turku and Tallinn, preparing for being a European capital of culture is a unique opportunity also for Timisoara to generate both considerable culture, social and economic benefits. And furthermore, it helps foster urban regeneration that changes the city's image and raise its visibility and profile on an international scale. And that is, of course, valuable to every city giving the honor. Talking about money, I mean, I am absolutely sure that there will be an return on investment, so to speak. But of course, this varies enormously from place to place, depending on just how well prepared the city is and how much is spent on the occasion. A major report. From Liverpool, maybe it's already been mentioned, but I will mention it anyway. A major report from Liverpool, which was the capital of culture in 2008, did, however, show that each euro invested generated 7 to 8 euros in return. So you can multiply by 7 or 8, and I think that's gives a rather good indication of what one can expect if one is well prepared.
N-aș vrea să insist mult pe partea de istorie, pentru că au insistat antevorbitorii mei. Aș insista însă pe ce înseamnă arhitectura contemporană a Timișoarei astăzi. Există o parte de patrimoniu de arhitectură de secol 20, la fel de important, aș îndrăzni să spun, ca și cea de secol 18-19. Deci este vorba despre Art Deco, despre chiar câteva exemplare de arhitectură cubistă. Este vorba despre orașul modern, vedeți câteva imagini acolo, începutul secolului 20, care a însemnat enorm pentru istoria acestui oraș, dar aș insista mult și pe arhitectura de după al doilea război mondial. Am observat la cercetători importanți, precum Ole Bauman, de exemplu, directorul Institutului Olandez de Arhitectură, un interes deosebit pentru arhitectura de anii 60, de anii 70, pe care noi încă nu o vedem. Vedem prin ea. Da? Și aici aș aminti de profesori ilustri precum Hans Fackelmann, Sorin Gavra și așa mai departe, arhitecți importanți ai Timișoarei. Iar pentru ultimii 20 de ani, o să vedeți în acest slideshow atât arhitecturi contemporane, un pic peste câteva minute, cât și proiectele de viitor ale orașului, aș vrea să vă spun că comunitatea arhitecților timișoreni o secondează cu succes pe cea a celor din București și mă refer la performanțele din ultimii 20 de ani. Thanks a lot that you come to the European Parliament and I was pleased to join you in order to support your idea that Timișoara could be the cultural capital of Europe. And I think that the city fully deserves such an honor and such a position. First time I was in Timișoara in 98, and then I was a few times again, and I saw the beauty of that town, the history, and your profile. I was amazed about the intercultural capacity that exists in Banat in general, but in Timișoara is one main town in speciality. And where in the world is a theater that plays in three languages? And that was something I was amazed and pleased to see that, I don't know whether it's still today, but anyway, the idea is still there that a theater plays in three languages. This is unique. I saw the schools and the universities that you have that do education for European ideas, for, let's say, looking beyond narrow thinking of nationalism and of ethnic or religious narrow thinking that makes so much harm in the world. I think that Timișoara has everything that is necessary to be the cultural capital of the EU. Ca Timișoara să devină capitala culturală a Europei, atunci trebuie să ne axăm mai mult pe latura culturală. Deci eu dacă aș fi conducătorul acestui proiect, aș încerca să aduc cât mai mulți străini. Deci pot să-l câștig pe francez dacă spun că prințul Savoia, care a luptat mai mult pentru Habsburg, dar a fost de origine franceză, a locuit în acest oraș. Și ce înseamnă prințul Savoia pentru Europa? Bineînțeles, dacă se decide în București, momentul actual nu este prea prielnic ca să evocăm latura multiculturală a orașului. Dar, continuând ideea, dacă vreau să conving pe sârbi, că probabil că până în 2020 eu sper că și sârbii vor fi membri a Uniunii Europene, atunci aș pune într-o carte ca acesta monumentul, dacă mai există funeral, al prințului Alexandru Karagheorghevici. Nu vorbesc despre croați sau bulgari, care sunt și ei cetățeni acestui oraș, și chiar dacă nu prea există vreo urmă
culturală sau vreo inscripție, n-ar fi rău dacă la intrarea orașului Timișoara ar apărea nu numai în limba română, maghiară, germană, sârbă, evreiască, dar și în limba croată și bulgară inscripția de Temeșvar. Știu că încă e o problemă destul de grea pentru dumneavoastră, în orașul dumneavoastră, dar sunteți cu doi pași sau un pas înaintea Clujului, deci în această problemă. Și mai departe, aveți un cardinal înmormântat în Timișoara, cardinalul Schlauch. Și nu enumer pe toți. Capitala statului Ungar a existat în timpul regelui Anjou Robert Carol, care a și pierdut o bătălie undeva acolo în, lângă Poșada. Deci aceste lucruri trebuie să apare într-un pliant, să faci interesat cetățeanul european să vină în Timișoara. The aim of this initiative is to promote the richness of European cultures, their diversity, the common aspects that they share, and therefore thereby to promote a sort of mutual understanding in order to raise the feeling of European citizenship. The European Capital of Culture is also a unique opportunity to regenerate cities, to give a new vitality to the cultural life, to transform their image, of course, and to raise their international visibility. This process contributes to the long-term cultural, social, and economic development of the cities. The Commission, of course, is fully aware of all the assets of Timișoara, of its role in the 89 events in Romania. We know its multicultural identity, and it was very interesting, of course, this morning to know more about this city. I would like also to stress that basically the title is not awarded for what a city is or has. It is awarded for its program for a very specific year, and so any European Capital of Culture have to provide the commissions with a very strong cultural program. As you may know, there is a decision of the European Parliament and of the Council which establishes the event and which defines the selection process. This decision, 1622, draws up a chronological list of the member states which can put forward candidates up to 2019. This decision specifies the rules of the competition and the criteria. The European Commission is currently thinking about the continuation of the initiative beyond 2019. It is working on a proposal, and this proposal will be put forward at the beginning of 2012, next year. The Commission works on the basis of evaluation of the past capitals, evaluation of the process. There is a public consultation, public meeting, and we have also had a lot of discussions with the past capitals. It is a little bit too early to know what will be the rules for 2020 onwards, because no decision has been taken yet concerning the member states which will be allowed to host the event in 2020. It's important also to know that, the cities which will be able to participate in the competition in 2020 will have to fulfill some criteria and will have to prepare a very strong cultural program. For this program, the European dimension, of course, is very important. The program has to be a part of the long-term development of the city. The participation of citizens is absolutely essential. And, of course, a very strong funding will be very, very important.